Ministrul Educației Sorin Câmpeanu organizează dezbateri peste dezbateri în privința noilor legi din învățământ. Se întâlnește cu studenți, cu profesori, cu elevi, cu părinți, însă nu ajung la nicio concluzie. Astăzi, de exemplu, s-a contrat cu profesorii de sport pe tema calificativelor. Știu, o să se spună iarăși că fac piruete, pentru că am văzut, dacă facem dezbateri din care, pe legea educației, din care nu reținem niciun fel de propuneri de îmbunătățire, se cheamă că am făcut dezbateri formale. Dacă facem dezbateri deschise și reținem propuneri de îmbunătățire, se cheamă că facem piruete. Vă aduc la cunoștință că în interesul copiilor voi face oricât de multe piruete e nevoie. Așa că dezbaterile pentru marea reformă din educație merg înainte. Se propun schimbarea bacalaureatului, examene la admiterea în colegiile naționale și câte și mai câte. Totul pentru a ajunge la o Românie educată. Însă până acolo, Sorin Câmpeanu nu reușește să-i convingă nici pe profesorii de sport să schimbe notele cu calificative. În momentul în care elimini notarea de la 1 la 10 și introduci calificative, trebuie să te aștepți la o diminuare a importanței rolului educației fizice și sportului în ceea ce privește învățământul. Nu va mai avea aceeași importanță, nu vor mai fi atât de motivați elevii să participe la orele de educație fizică și din acest motiv noi suntem destul de supărați că nu am fost ascultați până la capăt. Noi oricum am lăsat niște amendamente scrise la minister, să sperăm că dumneavoastră vor parcurge tot ceea ce am scris noi acolo și argumentele pe care le-am adus, inclusiv în scris, dar și verbal. Profesorii spun că eliminarea notelor de la sport va avea consecințe grave nu doar din perspectiva actului educațional, ci și în dezvoltarea elevului. Dar legat de notare, domnul ministru a precizat că va renunța la sistemul admis respins și va merge pe ideea calificativelor foarte bine, bine și așa mai departe. În calitate de cadru didactic și solidară cu ai mei colegi din Vrancea, consider că notele clasice de la 1 la 10 rămân cele mai relevante pentru învățământ. În plus, dacă la română vei avea notare de la 1 la 10, iar la educație fizică, la religie, la muzică vei avea admis respins sau calificative, va fi o babilonie. Nimeni nu va mai înțelege absolut nimic din acea notare. De asemenea, competitivitatea va scădea foarte mult. La sport contează o secundă. Resping în totalitate ideea calificativelor și a celorlalte cu admis, sistemului cu admis respins și sper ca în Parlament colegii deputați și senatori să înțeleagă pentru binele copiilor noștri și pentru a le stimula interesul față de aceste discipline că nota este foarte importantă.